Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la întâlnirea săptămânală cu emisiunea Bucovina Retrospectiv. În platou alături de mine se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bun revenit, Tibi. Bine, am găsit vale pe tine și pe telespectatorii Bucovina TV. Da, respectăm și de data aceasta, da, desfășurătorul emisiunii, da, până mai schimbăm, până asta de obicei se face în primăvara sau toamna. Așa, da. Câteva titluri din presa centrală. Încrederea românilor în Uniunea Europeană a crescut. Avem de două ori mai multă încredere în Uniunea Europeană decât în guvern și parlament. Guvernul nostru, parlamentul nostru. Ai citit câteva cifre? Da, am citit câteva procente. Acum, sincer, nu prea știu. Am încercat să înțeleg de ce a crescut între timp încrederea în Uniunea Europeană. Pentru că deci încrederea în Uniunea Europeană, deci România se situează pe locul 4 în ce privește încrederea în Uniunea Europeană, cu 57%, în creștere cu 5% față de toamna anului 2016. Deci a crescut încrederea față de anul trecut. Media europeană e de 42%, deci noi avem 57%, suntem pe locul 4 în Uniunea Europeană în ce privește încrederea în acest organism. De unde vine această încredere? Deci a crescut, habar n-am. Mai ales când în timp a avut scandalul ăsta cu... Îți pui întrebarea de ce a crescut, dar n-am. Adică n-a făcut nimic cu Uniunea Europeană, ceva special pentru noi ca să... Nu, mai ales că între timp a fost scandalul ăsta cu produsele din Uniunea Europeană. Da. La unguri, diferențele, la... Da. Și la noi diferențele. Bine că la noi acum... ce am văzut în analizele Ministerului Agriculturii, adică e nerelevant. Deci nu spune, era până la urmă chestii de calorii, chestii de genul ăsta. Da. Deci nu că ar conține, nu știu, mai puțină cacao, mai mult zahăr sau mai puțin zahăr. Era totul se rezuma la niște calorii, care erau, care pentru mine ca și consumator nu înseamnă mare lucru. Știi? Da, vezi, spre exemplu, românii, susținerea priorităților Uniunii Europene rămâne ridicată în rândul românilor, 81% susținând libera circulație cetățenilor europeni. De fapt, până la urmă, despre asta este vorba. Da. Noi cel mai mulți, cât majoritatea românilor, cel mai mult apreciază la Uniunea Europeană faptul că pot să circule liber. Da? Și să meargă, să călătorească, să acceseze un loc de muncă. Deci ăsta e marele avantaj care nu are Uniunea Europeană. Bineînțeles că sunt multe alte avantaje, în primul rând, dacă am luat la nivel global pentru țară finanțările care ne le dă, dar care noi nu le... Na, nu luăm banii ăștia, că nu știu, nu avem nevoie, nu știm să-i cheltuim, știi? Da. Că nu e milioane. Sau nici nu știm să-i accesăm în fond, până la urma urmei, pentru știm că... sau nu vrem, nu știu. Dar de atâția ani, că nu se găsească nimeni să facă niște proiecte, să încaseze miliarde de euro, în timp ce țări ca, nu știu, începând Grecia, care a accesat tot ce s-a putut accesa, acum Polonia... Da. Într-un fel, la nivelul administrațiilor locale, ca să spunem, să ne referim, există proiecte și la nivelul Consiliului Județean, la nivelul primăriilor, dar problema e la guvern. Ghidurile au întârziat. Problema la guvern, ghidurile și problema e, uite, noi o să scriem mâine în ziar, iar o chestie interesantă, despre niște primării care au de plătit din Suceava dată înapoi sume mari, de ori 1 milion de euro unele, au făcut niște proiecte, le-au dat la organismul superior, li s-a acordat un punctaj, au primit finanțare, a primit statul prin guvernul României. Acum, în 2012, parcă era asta, acum s-a constat că punctajul n-a fost acordat corect și trebuie să dea bani înapoi. Primărire. Punctajul a fost acordat de anumite instituții. Păi de-aia zic, de anumite instituții. Ce treabă am eu ca primărie? Eu fac un proiect, un dosar. Poate e prost dosarul, da? Nu-mi dai punctajul corespunzător. Dar li s-a dat un punctaj de către respectiva instituție a statului. În baza acelui punctaj s-a primit finanțare la Uniunea Europeană prin intermediul Guvernului României. Acum a trebuit să-ți dea bani înapoi. Așadar, acarul pe una aici... E primăria. În mod normal trebuie să fie instituția respectivă a statului. Că nu știu, nu știu cum se cheamă, statul... Este firma de consultanță, agenția de dezvoltare, dacă ar fi firma una... Firma de consultanță, ea spune o părere, spune un... Da, dar evaluarea ea poate să aprecieze cu, după, poate subiectiv. Da? Da. Dar instituția statului care dă decizia finală, ea e răspunzătoare. Da. Nu poți să vină după 5 ani să spună, știi că s-a... Deci, ori ministerul, ori agenția de dezvoltare regională. Dar aici știi cum e, adică în situația asta poate fi orice agent economic. Lăsăm la o parte primărie. Deci un agent economic accesează niște fonduri europene. Da?
depune un proiect, după părerea lui, nu știu, are 70, 80, 90 de puncte, da? Își calculează el cu firma de consultanță pe care o angajează. Și instituția statului care evaluează proiectul îi dă un punctaj, nu știu, repet, 90 ceva de puncte. Primește o finanțare, da? Care vine derulează adică totul absolut legal până la ultimul eurocent, a încheiat proiectul, așa, și se trezește după 5 ani că trebuie să dea bani înapoi pentru că au calculat greșit funcționarii statului punctajele. Păi să dea funcționarii aia statului care au calculat greșit punctajele, să dea statul român. Ce vina am eu care am fost corect de la un cap la altul? Da. Bun. Și trecem de încrederea românilor. Nu a crescut, mă rog, rămâne de văzut, cred că, așa cum ai spunea tu, cred că procentul a crescut acolo, că avem, suntem liberi să circulăm. Da, acum, știi, trebuie să crească la ceva. A scăzut încrederea, acum era asta, cu guvernul. Încrederea în guvern 33%, iar în Parlament 27%. Dar am zis păcat asta că ce Parlamentul? E reprezentatul poporului, da, puterea poporului. Da. Cel care face legi în țara asta. Oamenii ar trebui să aibă încredere în Parlament sau, mai degrabă spus, Parlamentul ar trebui să facă în așa fel parlamentari încât să câștige încrederea populației. Din păcate, asta nu se întâmplă de ani și ani de zile. Pentru că, vezi, tot mereu parlamentarii sunt identificați de către populații ca oameni care încearcă să rezolve lor diverse probleme, să-și aducă diverse avantaje, beneficii și așa mai departe. Și atunci, evident că scade această încredere, scade permanent. Plus că și-au mai crescut și indemnizațiile de la... Da, hai, am vorbit. Hai să mergem mai departe. Trecem la următorul. Liviu Pop reduce auxiliarele, dar nu poate să anuleze manualul de sport. Devine ar fi tehnocrație. Liviu Pop este ministrul Educației Naționale, fost sindicalist. Da, asta vocal, cu manualul de sport. Cum privești? Da, am dat noi, am fost printre primii care am dat știrea asta, l-a luat colega mea, Adelina, a luat de pe pagina de Facebook a ministrului. Da, informația, după aceea am zis și închis pagina, că au fost comentarii pe tot felul de comentarii urâte. Deci manual de sport. Bun, n-am mai pomenit chiar în lume manual de sport, dar aici este prima declarație a ministrului. Spune așa, facem 30 de minute de sport, dar cum facem? Știm să facem cu toții? Eu ca dascăl știu un singur lucru, că anatomia elevii o fac în clasa 8-a și încep în clasa 5-a să facă încălzirea gambelor, articulațiilor, elemente de anatomie pe care copilul nu le are. Cred că având un număr foarte mare de profesori necalificați, aceștia nu au capacitatea să predea ora de educație fizică și sport corect. În plus, cred că foarte mulți părinți au de învățat în acest manual. În rest, cred că lucrarea de control și ce am auzit în spațiu public și eu cred că e o glumă. După ce am auzit asta, am consultat și eu manualul ăsta de sport pentru că circulă în format PDF pe net. E foarte interesant. Deci manualul e chiar foarte interesant. Interesant pentru profesorul de sport, în primul rând. Pentru profesori, pentru copii, pentru părinți. Cred că mai degrabă ar trebui să fie ca un fel de ghid pe care să-l ai în casă, da? Inclusiv copilul, vrea să facă sport, arată cum să faci încălzire, arată cum să fac diverse elemente pe care le-a făcut la școală. Câți dintre noi nu le-au venit acasă copii, hai ajută-mă să fac podul, că nu mi-e să la școală. Da? Bun, cine mai ține minte din școală, cum să pun mâinile în spate, picioarele cât mai apropiate, da, dacă nu, acolo în carte se arată, uite așa, așa, așa. Riscul e ce spune și ministrul și cum au început, domnule, că o să dea lucrări, că s-ar putea să fie copii și nu e slus lucrul ăsta. Mâine facem podul, ia, învățați la pagina cu tare cum se face pod, da? Deci un astfel de manual n-ar trebui dat elevilor, ce repet, e foarte util ca informație și pentru elevi și pentru... Dar ar trebui să fie în biblioteca fiecărui om ca un fel de ghid, da? Și ar trebui să aibă profesori. Spune că profesorii sunt foarte mulți... Necalificați. Deci doar 15% sunt calificați, parcă, nu? Așa a zis. Da. Da. Păi dă-le acest manual ca să ghideze, nu să... Există riscul ăsta, degeaba spune domnul ministru, există riscul ăsta. Să trezești să le dea copilul de învățat. Ia, învățați, studiați cum să faci, știi? Asta mai lipsește acum, să mai înveți și la sport, sportul care de obicei, na, îl faci, trebuie să-l faci în aer liber și materia asta e introdusă tocmai pentru a face copilul mișcare, nu mai sta cu nasul în carte la încă o materie. O materie. Și apoi cu... Te rog. Nu, cu astea auxiliarele. Da. Aici e o mare bătaie de joc de an și an de zile. Adică există niște manuale, dar la fiecare materie copilul are niște manuale. Trecem peste faptul că aceste manuale
diferă de la școală la școală sau chiar de la clasă la clasă. Da? Că există diverse tipuri de manuale pe care le alege profesorul sau școala. Bun, hai să spunem că... Dar pe lângă asta vin auxiliarele. Dar ce înseamnă auxiliarele astea? Niște manuale cu ghilimele de rigoare care completează materia. Da? Da. Auxiliarele sunt și un fel de culegeri și un fel de caiete de asta, de completat. Da. Păi, dacă avem nevoie de auxiliare, înseamnă că respectivele manuale de la clasă nu sunt bune. Da? Pe păi atunci, hai să facem în așa fel încât manualele de la clasă să fie bune și să renunțăm la auxiliare. Cum era pe într-o vreme, nu? Manualul și culegerea. Manualul și culegerea. Aveai manualul care învățai tot. Manualul care era susținut de încă 3-4 manuale auxiliare. Da, aveai înainte pe vremea noastră culegerea și din culegere făceai pentru a performa. Da. Sau pentru a trece peste nivelul de la școală. Da. Până la urmă totul e afacere, știi? Până la urmă te duce cu gândul că e vorba Nu te duce cu gândul, ai văzut. Există analize clar că e vorba de o piață de 80 de milioane de lei manuale auxiliare. Da? Da. Editorii tipăresc, găsesc, sunt și profesori care primesc comisioane pentru că recomandă aceste manuale. Direct, da. Da. Învățământul bun, a devenit o afacere făcută pe spinarea elevilor și pe spinarea, nu vreau să spun vorbe mari, dar în detrimentul viitorului acestei țări. Da? Așa e. Concluzia tristă. Da, luăm, doamnelor și domnilor, prima pauză de publicitate. Revenim imediat.